Pesta porcină africană a fost confirmată la cea mai mare fermă de suine din România și a doua din Europa. Este vorba de complexul din localitatea Gropen, județul Brăila, unde 140.000 de porci vor fi sacrificați în următoarea perioadă. Inițial, pesta porcină a fost descoperită de un laborator veterinar din Brăila, însă pentru confirmarea oficială a fost nevoie și de opinia Laboratorului Național de Referință din București. Rezultatele analizelor au confirmat pesta porcină. Dezastrul din Brăila a venit la scurt timp după ce o altă fermă din județ a fost închisă și cei 35.000 de porci eutanasiați. Autoritățile au declarat că pesta pătruns în fermele mari din cauza porcilor infestați aruncați în Dunăre. Cred că îmbolnăvirea animalelor din aceste ferme este cauzată de apă. Ambele ferme se aprovizionează cu apă din Dunăre. Inclusiv joi a fost un cadavru de porc pescuit la plaja Lipovinească între Brăila și Galați. Sunt cetățeni inconștienți. Din cauza cadavrelor aruncate în Dunăre se întâmplă ce se întâmplă în aceste ferme din județul Brăila, a declarat Gicu Drăgan, directorul DSVSA Brăila. Cazurile porcilor aruncați în Dunăre au fost sesizate pentru prima dată acum o lună, însă de atunci nu s-a luat nicio măsură pentru a opri acest fenomen. Până în prezent, în județul Brăila au fost confirmate 34 de focare de pestă porcină africană în gospodării și exploatații comerciale, peste 30.000 de porci fiind deja eutanasiați. 200.000 de porci vor fi uciși în total, iar peste 600 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă.